De la 1 februarie 2022, tichetele de masă, voucherele de vacanță, tichetele cadou, culturale și cele de creșă, care sunt acordate salariaților de către angajatori, vor fi emise doar în format electronic, respectiv pe card. Excepție fac cele emise până la data de 31 ianuarie 2022, care rămân valabile până la expirare. Schimbarea a fost decisă în cursul lunii decembrie anului trecut, printr-o ordonanță de urgență, care prevede că tichetele de masă emise în format tipărit vor fi eliminate. De asemenea, tichetele cadou pot fi oferite de angajatori doar propriilor salariați și nu altor persoane, așa cum era posibil înainte de intrarea în vigoare a ordonanței. Angajatorii care nu vor respecta noile prevederi riscă amenzi uriașe de până la 35.000 de lei. Cât despre tichetele de masă, românii preferă ca acestea să fie incluse în pachetul salarial.